Un curs de miracole de Kenneth Wapnick, exerciții zilnice pentru studenți, lecția 132. Dezleg lumea de tot ceea ce am crezut despre ea. Ce altceva ține lumea în lanțuri decât credințele, convingerile tale? Și ce altceva poate salva lumea decât sinele tău? Credința este într-adevăr plină de putere. Gândurile pe care le nutrești sunt cu adevărat pline de putere, iar iluziile sunt la fel de viguroase în efectele lor ca și adevărul. Un nebun crede că lumea pe care o vede este reală și nu o pune la îndoială. Nici nu poate fi făcut să pună la îndoială efectul gândurilor sale. De-abia atunci când sursa lor este pusă sub semnul întrebării, încolțește în el în sfârșit speranța libertății. Cu toate acestea, mântuirea se dobândește ușor, căci oricine este liber să-și preschimbe mintea, schimbându-i se drept urmare toate gândurile. Acum sursa gândirii este alta, căci ați preschimba mintea înseamnă că ai schimbat sursa tuturor ideilor pe care le gândești, pe care le-ai gândit vreodată sau pe care le vei mai gândi. Eliberezi trecutul de ceea ce a gândit înainte. Eliberezi viitorul de toate imboldurile străvechi de a căuta ceea ce nu vrei să găsești. Prezentul rămâne acum singurul timp. Aici, în prezent, lumea este pusă în libertate, fiindcă pe măsură ce și trecutul se risipește și izbăvești viitorul de temerile tale ancestrale, găsești scăparea și o dăruiești lumii. Ai înrobit lumea cu toate temerile, îndoielile și suferințele tale, cu durerea și lacrimile tale. Toată mâhnirea ta o apasă și o ține în captivitatea credințelor tale. Moartea o lovește pretutindeni pentru că în mintea ta nutrești amarnicele gânduri ale morții. Lumea nu este nimic în sine. Mintea ta trebuie să-i confere semnificație și rost, iar ceea ce vezi în ea sunt propriile tale dorințe, transpuse în faptă, astfel încât să te poți uita la ele și să le consideri reale. Poate crezi că nu ai plăzmuit lumea, ci ai venit fără tragere de inimă în toiul celor gata făcute, într-o lume care nu era tocmai în așteptarea gândurilor tale spre a-i conferi o semnificație. Adevărul este că ai găsit exact ceea ce te așteptai să vezi atunci când ai venit. Nu există lume aparte de ceea ce dorești, iar într-aceasta stă izbăvirea ta finală. Preschimbă-ți doar mintea în privința a ceea ce vrei să vezi și toată lumea trebuie să se schimbe în consecință. Ideile nu își părăsesc sursa. Acest motiv central este enunțat deseori în text și trebuie avut în vedere dacă este să înțelegi lecția de astăzi. Nu trufia este cea care îți spune că tu ești cel care ai plăsmuit lumea pe care o vezi și că ea se schimbă odată ce îți preschimbi mintea. Dar trufia este cea care susține că ai venit într-o lume cu totul separată de tine, insensibilă la ceea ce gândești și cu totul aparte de ceea ce ai putea crede despre ea. Lumea nu există. Acesta este gândul central pe care încearcă cursul să-l propovăduiască. Nu oricine este gata să le accepte și fiecare trebuie să înainteze atât cât se poate lăsa condus de-a lungul cărării către adevăr. El se va întoarce și va înainta și mai mult, sau poate se va retrage o vreme pentru a se reîntoarce din nou. Vindecarea însă este darul celor care sunt pregătiți să învețe că lumea nu există și care pot accepta lecția acum. Faptul că ei sunt pregătiți va face ca lecția să le parvină într-o formă pe care o pot înțelege și recunoaște. Unii o văd deodată în pragul morții și învie pentru a o propovădui. Alții o găsesc într-o experiență ce nu este din această lume, demonstrându-le că lumea nu există, deoarece ceea ce ei contemplă trebuie că este adevărul, totuși contrazice vădit lumea. Iar alții o vor găsi în acest curs și în exercițiile pe care le facem astăzi. Ideea de astăzi este adevărată, deoarece lumea nu există. iar dacă este într-adevăr propria ta imaginație, atunci poți să o dezlegi de tot ce ai crezut despre ea, preschimbând pur și simplu toate gândurile care i-au dat aceste aparențe. Cei bolnavi sunt vindecați pe măsură ce abandonezi toate gândurile legate de boală și cei morți învie atunci când lași gândurile vieții să înlocuiască toate gândurile de moarte pe care le-ai nutrit vreodată. Acum trebuie să dăm din nou greutatea unei lecții repetate odată cu ceva timp în urmă, întrucât conține fundamentul solid pentru ideea de astăzi. Ești așa cum te-a creat Dumnezeu. Nu există niciun loc unde poți suferi, nici vreun timp care poate aduce schimbări condiției tale eterne. Cum poate să existe o lume a timpului și a spațiului, dacă rămâi așa cum te-a creat Dumnezeu? Ce altceva este lecția de astăzi decât un alt mod de a spune că ați cunoaște sinele mântuirea lumii? A elibera lumea de orice fel de chin nu este altceva decât ați preschimba mintea și anume a te răzgândi în ceea ce te privește. Nu există lume aparte de ideile tale, deoarece ideile nu își părăsesc sursa, iar tu susții lumea dinăuntrul minții tale prin intermediul gândului. Dar dacă ești așa cum te-a creat Dumnezeu, nu poți gândi aparte de el și nici nu poți face ceea ce nu împărtășește nevremelnicia și iubirea sa. Sunt acestea inerente lumii pe care o vezi, creează asemenea lui. Dacă nu, ea nu este reală și nu poate fi la fel. Dacă trăiești real, lumea pe care o vezi este falsă, căci creația lui Dumnezeu este neasemenea lumii în toate privințele. Și cum prin gândul său ai fost creat, tot astfel gândurile tale unde ai plăsmuit lumea și trebuie să o elibereze ca să poți cunoaște gândurile pe care le împărtășești cu Dumnezeu. Izbăvește lumea. Creațiile tale adevărate stau în așteptarea acestei izbăviri pentru a-ți conferi eternitatea. Nu o paternitate a iluziilor, ci într-adevăr ca Dumnezeu. Dumnezeu își împărtășește paternitatea cu tine, care ești fiul său, căci el nu face o distinție între ceea ce este el însuși și ceea ce tot el însuși este. Ce el creează nu este aparte de el și nicăieri tatăl nu se termină, pentru ca fiul să încearcă să fie ceva aparte de el. Lumea nu există, ea fiind un gând aparte de Dumnezeu, făcută să-l separe pe tatăl și pe fiu și să o smulgă o parte din însuși Dumnezeu, distrugându-i astfel întregime. Poate fi reală o lume ce se naște din această idee? Unde se poate ea găsi? Neagă iluziile, dar acceptă adevărul. Neagă că ești o umbră așternută peste puțină vreme asupra unei lumi muribunde. Izbăvește-ți mintea și vei privi o lume izbăvită. Astăzi, scopul nostru este de a elibera lumea de toate părerile deșarte pe care le-am avut vreodată despre ea și despre toate lucrurile vii pe care le vedem în ea. Ele nu au cum să se afle acolo, tot atât de puțin ca și noi, căci suntem în sălașul pe care Tatăl l-a pregătit atât pentru noi, dinpreună cu ele. Iar noi, care suntem așa cum Dumnezeu ne-a creat, cum vom dezlega în această zi lumea de fiecare dintre iluziile noastre ca să putem fi liberi? Începe fiecare din cele două perioade, a câte 15 minute de exersare de astăzi cu următoarele. Eu, cel care rămân așa cum m-a creat Dumnezeu, vreau să dezleg lumea de tot ce mi s-a părut că ar fi ea. Căci eu sunt real, tocmai fiindcă lumea nu este reală și vreau să-mi cunosc propria realitate. Apoi, pur și simplu, găsește-ți odihnă. Alert, dar neîncordat, și îngăduie ca mintea să-ți fie preschimbată, astfel încât lumea să fie eliberată împreună cu tine. Nu este necesar să-ți dai seama că pe măsură ce emiți aceste gânduri de binecuvântare a lumii, vindecarea îi ajunge pe mulți frați din colțurile cele mai îndepărtate ale ei, cât și pe cei pe care îi vezi lângă tine. Dar vei sesiza propria ta izbăvire, cu toate că deocamdată s-ar putea să nu înțelegi pe deplin că niciodată nu ai putea fi izbăvit de unul singur. De-a lungul zilei, sporește libertatea ce o trimiți lumii prin intermediul ideilor tale și de fiecare dată când ești tentat să negi puterea acestei simple preschimbări a minții, spune: dezleg lumea de tot ce mi s-a părut a fi și, în schimbul ei, îmi aleg propria mea realitate. La finalul acestei lecții și acestei lecturi, vă rog, haideți să ne desprindem de toate minciunile, tot ceea ce este fals, ce se ridică la suprafață din toate direcțiile de timp, concluzii, definiții false, gânduri false, energii false. Energie însemnând orice realități false. Și tot ceea ce este minciună, sub orice formă ar lua. Minciuna, iluzie. Mulțumesc, pe data viitoare!